În dimineața zilei de miercuri, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Timiș au efectuat 12 percheziții domiciliare în București, Ilfov și Timiș, într-un dosar penal întocmit pentru înșelăciune cu consecințe deosebit de grave. Din cercetări a reieșit că de la începutul anului 2024 și până în prezent, mai multe persoane specializate în crearea de mecanisme financiare de fraudare a instituțiilor bancare prin intermediul mai multor societăți comerciale și prin persoane interpuse s-ar fi folosit de prezentarea unor date financiare nereale sau tranzacții comerciale fictive, achiziționând în sistem leasing autoturisme de lux cu o valoare de peste 2,1 milioane de lei. Ulterior, persoanele în cauză ar fi înstrăinat autoturismele în vederea valorificării acestora în mod fraudulos. Suportul de specialitate este asigurat de Direcția Operațiuni Speciale din cadrul Poliției Române. Acțiunea beneficiază de sprijinul luptătorilor Serviciului pentru Acțiuni Speciale Timiș și de cel al polițiștilor Serviciului Criminalistic Timiș, precum și al Serviciilor de Investigare a Criminalității Economice din București și Ilfov.